Salutare Tobi, sunt Cristi și astăzi revin cu cel de-al treilea episod din seria noastră de Hexit și Damn, what the fuck is this? Ok, nu mi-amintesc să fi văzut un așa biom în toată cariera mea de player de Hexit, să zic așa, adică cât am jucat eu Hexit, nu mi-amintesc să fi văzut așa ceva. Și ceva timp mai târziu realizez și eu că bă, eu n-am o sabie și trebuie să dau cu toporul și nu e bine. Stați așa. Dăm în spate. Am deja level 8, holy fuck. Așa și asta. Facem o sabie și un topor din motivele zne de înțeles. Adică vedeți și voi copacul ăla în puii mei. Vreau să văd dacă se taie dintr-un. Dacă se taie dintr-o bucată, it will be just epic. Adică o să fie așa de epic. Oh, doamne, atâta lemn. Da, cred că nu cred că ajunge un simplu de ăsta, cum se numește, un simplu topor de iron. Auzi, da, chiar, dacă toți sunt aici. De ce, doamne, iartă-mă, nu fac și un pickaxe de iron? Adică, putrace. Știți și voi că Hexit și că câștigăm, găsim diamante și locuri. Fuck it, oricum. Lăsați și voi un like la acest episod dacă vă place seria și vreți să vedeți mai multe episoade. Hai, mă rog. Și acum ai la treabă, doamne. Bă, stați așa, băieților, că acum am realizat că eu n-am nici pic de armură. Și apare nici regen. Ok, o să bag pâinica asta și aștept. Și o ură de inimicizant. Bă, sincer, mi-era doar de niște Hexit. Cred că momentan o să trebuie să ne întoarcem la Origin și o să jucăm mult Minecraft modat. Ioi. Până o să terminăm și eu, doamne, nu e bine așa. Băi. Parcă ăștia în 1.5 erau mai prăfănogi. Ok. No, doamne. Ce când s-a mai ales singur. Bă, ăsta-i mort. Și-a luat o grab. Hai mă, alergă! Gata, ăsta unul mort. Pe ingenoiul omor. Imediat. Zombilăul la fel. Ăla cumva a căzut. Și pe ăsta-l omor acum. Cred că încă una și o să ia și-l foc. Mă rog, n-a mai fost nevoie. Ok. Cred că asta e tot. Da. Ok, hai să sperăm că pică tot. Și... holy shit. Deci uitați-vă și voi câte au rămas. Ok, lapizul ăsta, am nevoie de lapizul, îl iau imediat. Holy shit! Bă, deci eu fac un stack de sapling-uri. Bă, dar asta are două tipuri de lemn? Da, a avut două tipuri de lemn. Oakwood și dălălalt. Holy fuck! Ok, deci când mai găsesc copaci de ăștia, trebuie să sacrific câte un... topor de diamant, dar cred că se merită, adică frate, nu stai să mai toci atâta la lemn. Mai ales că e oak, adică e de la care arată bine chiar. Doamne ferește, uite și tu. Hai să iau și asta dacă tot sunt pe aici. Na bun. Tot ăsta cu știu de lemn. Bun. Asta dacă îl craftăm de care. Ah, perfect. Ai oak log. Oh, ok. Da. Lasă așa, de fapt, hai să iau lapis și am plecat. No, bun, deja e noapte aproape, doamne feri. Dar frate, totuși, cum a fost chestia asta? În fine. Să iau și iron, hai că și iron. Că momentul de față e bun. Băi, sincer chiar mi-a fost doar să mă joc Minecraft modat. Ar trebui să-mi dau game mod, nu game rule, keep inventory. Bă, poate că ar trebui. Sincer de n-au zic, n-am nici cea mai vagă idee ce-i cu biomul ăsta.
Nu mi-amintesc cel puțin să fi dat de vreun oi. Păi, oi fi dat. Dar nu mi-amintesc eu. Ok, hai să explorăm dacă toți suntem aici. Chit că nu arată prea promițător. Poate găsim vreun dungeon care să fie specific acestei zone și... eu pur și simplu îl ratez. Dar aparent o să ieșim din această zonă și nu e nimic. Ce iubesc portalele? Nu știu, mereu vine să intru în ele să văd ce e pe acolo, dar... pormă mi-amintesc. Să mă duc. Hai mă, lasă, nu mai stau. Fac charcoal dacă am nevoie. Am suficient lemn acum. Bă, dar chiar că am lemn, aș putea să-mi fac o casă decentă. Aș putea. Dar în zona asta. Doamne, și dacă ar fi așa o câmpie frumoasă și dreaptă, oi, 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 acolo mi-aș face casă. Și îmi place cum sunt aici biomurile. În față avem deșert, în stânga avem un petic de pădure. În dreapta avem zăpadă. Holy shit, ok. Stai că se regenerează asta. Mereu uit că nu trebuie să alerg, că se generează prost tot de tot. Adică nu se generează prost, ci... Mă, și știți care e faza? Mai țineți voi minte câte dungeon-uri găseam noi? Hopa, hopa. Mai țineți minte câte dungeon-uri găseam noi? Holy shit, și acum nu găsesc niciunul. Mă, ceva e suspect. Ok, clar ceva e suspect. Acum ar fi mișto gen să nu-mi dau, să nu realizez ceva așa aia. Obvious, că nu vine cuvântul română. Ceva evident. Așa, l-am găsit. Așa. Spargem asta că n-am de gând să mă trezesc bubuit pe aici. Bun, hai să vedem. Da. Bă, partea proastă, nu mai am spațiu. Hai că încerc și eu să stachez tot ce pot. Atât? Atât. Hai că e bine. Ups. Aha. Da. Astea nu știu ce le iau, dar goldul iau. Goldul e bun și hopa. Sharpness 5. Capa. Ok. Mamă, bă. Ce naibii mi se pare muzica asta așa de tare? O fi tare, eu nu neg, dar... mi se pare mult prea tare față de cum ar fi normal. Hai da. Am luat și pe aici, am închis înapoi. Opa. Oi, bă, nu știu ce să zic. Chit că urăsc să fac asta. Intuiția mea îmi spune să mă duc în dreapta și da, oricum acum nu mai am de ales, dar intuiția îmi spune să mă duc în dreapta. Pentru că din câte mi-amintesc eu, cele mai multe dungeon-uri le găseam în biomuri de zăpadă. Și mă, parcă prea mi se pare așa ciudat, niciun dungeon pe nicăieri. What the fuck, mate? Stai așa. Ok, avem niște de-astea, avem un dungeon aici, pe undeva. Cred că aici e, nu sunt sigur. Oricum aveam pus waypoint. Apoi vine, în primul rând, n-am găsit niciun dungeon, în al doilea rând am găsit... biomul ăsta pe care nu l-am mai văzut în Hex, așa puțin nu mi-amintesc eu de el. Bine, am în vedere că nu e nimic în el și dacă nu fi găsit niciun copac care să merite gen cum a fost ăla, probabil că nici n-am trecut. Sau dacă l-am găsit un copac de genul, nu i-am dat importanță pentru că l-am găsit foarte târziu și deja nu mai conta să găsesc lemn și chestii. Cel puțin altă, de asta n-am altă idee. Văd o căsuță micuță undeva în partea stângă. Și văd un biom drept în sfârșit. Oh, doamne. Pare biom... care biom?
Nu știu, dar cred că sper să fie câmpie. Adică câmpie de aia normală. Sau măcar un... un baion cu mlaștină. Ok, Ce doamne, iartă-mă. Ok, în partea asta, pe undeva ar trebui să fie. Aici mai prinde bine un mod ăla cu parașută sau cum era. Ce doamne, iartă-mă, mă. Oh! What the fuck? Stai că de-asta n-am mai văzut. Cum ies de aici? Bă, chiar e ceva suspect și ciudat. Oare am apă să mă duc? Nu cred că am. Hai să încercăm. N-aș încerca, dar aș încerca în partea asta. Da, stați așa. Game rule keep inventory true. Bun. Bă, ideea e că... Dar aici nu cred că pot să-mi iau suficient avant. Of, doamne! Știți, aș putea pur și simplu să cobor pe calea mai simplă, pentru că acum observ că pe aici e un drum relativ comod de coborât. Și eventual sar și eu de la o distanță mai acceptabilă. De fapt, nici așa că pot să cobor. Ups. Acolo, dacă nu ratam săritura aia, perfect era. Ăsta e de la cu goblini. Damn, nigga. Asta e biomul pe care, biomul, dungeonul pe care nu l-am explorat trecută și, doamne, uite diamante, bă. Foi, așa, bun. Diamonds. Dă bă ăsta, cum se numește. Challenge-ul. Au, ce? Ce-a fost asta? Ce-am apăsat? Frate, am apăsat ceva și a scos Windows, un sunet ciudat. Ok, nu contează asta acum. Ok. Sunt în dungeon aproape. Uite un chest, stai. Oare pot să ajung acolo? Perfect! Oh, shit! Da, e ăla cu gnomi. Perfect! Doamne ajută! Nu, stai. Deci e perfect că am găsit chestia aia. Oricum, hai că o să lăsăm aici acest episod. Data viitoare o să încercăm să explorăm dungeonul ăsta. Până atunci am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu vizitați, apăsați butonul de like. Și până data viitoare, bye bye.